ascultare! Mama! Bambine de maiale!
feșor pe șobat, un feșor de gazdă mare, o fată sărată tare. Nu-mi nici că s-o gătat, socră s-a poșemustrat. Cât ce-ai tu?
îi troie o viață dulce, e o chetine trețâne, cuptită de grâu curat și vin roșu chipărat, ca să nu fie debănat, chiar de te-ai străinat. Hira-i soțuc blăstămat, că de minte repădat, nici nu-s la mama mea, nici nu-s femeia ta, te-ai răcomnit banilor și m-ai dat străinilor! Thank you.
săpatul, pe dumneata ne dat sfatul. Trage, Maica, cizmele, că ne-ai mâncat țâlele. Să știe tot omul, să nu-și apere pruncul, de unde i-a stat gândul. Doamnelor și domnilor, astăzi, în cadrul spectacolului de inaugurare, noi stagiuni concertistice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, v-am prezentat proiectul Interferențe Culturale, care a inclus exemple de intercalare a influențelor muzicii orientale, turcești în special, dar și din alte zone din Orientul Mijlociu, cu tradițiile muzicale românești, evreiești și balcanice. Acest proiect
este susținut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova. În scenă au evoluat Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, conducător artistic și prim dirijor Mihail Agafița, artist al poporului, autorul acestui proiect. Soliști instrumentiști Radu Tărăguță, la vioară, care de mână ia lecțiile trompetă. Sergiu Mușat, clarinet. Constantin Stavrat, tobă. Capela Corală Academică Doina, conducător artistic. Ilona Steban, artista poporului.